Doamnelor și domnilor, suntem în studioul Sălăjanul Info alături de omul momentului, aș putea să spun, maiorul Lucian Jacodi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Porolisum Sălaj. Bine ați revenit în studioul nostru, domnule maior Lucian Jacodi. Bine v-am găsit și mulțumesc frumos de invitație. Spun omul momentului, deoarece o serie de evenimente mai puțin obișnuite și cu adevărat neplăcute s-au derulat în ultima perioadă de timp. Vorbim aici despre cutremurul care a avut loc în Turcia și evident despre ceea ce s-a întâmplat în România, mai exact în zona Gorj. Domnule maior Lucian Jacodi, spuneți-ne, vă rog, cum facem să nu tremur la cutremur? Da, așa este. În 13 februarie, în Oltenia, Gorj, s-a produs un cutremur cu magnitudinea de 5,2 pe scara Richter, la o adâncime de 15 km, iar în data de 14 februarie s-a produs un nou cutremur în aceeași zonă, cu intensitatea de 5,7 grade pe scara Richter, la o adâncime de 40 de km. Aceste evenimente nu au produs pagube în județul Sălaj și nu au fost primite apeluri prin intermediul numărului unic de urgență 112 și nici nu au fost semnalate pagube materiale sau victime. Cu toate acestea, un rol important revine informării și instruirii cetățenilor. Pe linia informării preventive, Inspectoratul pentru Situații de Urgență Porolisum Sălaj promovează campania națională Nu tremur la cutremur. În instituțiile de învățământ desfășurăm permanent lecții de informare preventivă pe diferite tipuri de risc, printre care și cel de seism, exerciții de alarmare-evacuare. De asemenea, pentru adulți organizăm periodic puncte de informare preventivă și implicăm în diseminarea informațiilor și serviciile voluntare pentru situații de urgență de pe raza localităților din județul Sălaj. Doamnelor și domnilor, și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a pregătit un material pentru instruirea populației în asemenea situații. Haideți să-l urmărim împreună. În cazul în care se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul și liniștiți persoanele din jur. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri, nu ieșiți și nu fugiți pe scări. Nu utilizați liftul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă, lângă un perete interior sau adoptați o poziție ghemuit, acoperit și susținut de un obiect solid. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Dacă vă aflați la școală și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub pupitre, îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte care pot vătăma. Cadrul didactic va deschide ușa clasei și se va proteja lângă un perete interior de rezistență. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Dacă vă aflați în interiorul unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Îndepărtați-vă de ferestre, pereți exteriori sau obiecte grele. Protejați-vă sub o piesă de mobilier solidă, sub o grindă de rezistență sau sub tocul ușii. Personalul tehnic va acționa conform procedurilor stabilite. Nu părăsiți încăperea, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Revenind în studioul nostru, domnule maior Lucian Jacodi, acum că am văzut care ar fi lucrurile pe care cu toții ar trebui să le facem pentru a ne proteja împotriva efectelor unui seism, spuneți-ne, vă rog, ce măsuri de autoprotecție putem lua în timpul producerii evenimentului? ISU Porolisum Sălaj reamintește cetățenilor următoarele reguli simple de autoprotecție pe care este bine să ni le reamintim pentru că ne pot salva viața, și anume, în timpul evenimentului. Adăpostește-te imediat într-un loc sigur și rămâi calm până la încetarea cutremurului. Atenție! Pe timpul cutremurului, obiectele pot să se răstoarne sau să alunece, tencuiala din tavan se poate desprinde, iar geamurile se pot sparge. Dacă ești în interiorul unei clădiri, sunt câteva elemente importante de care trebuie să ții cont, și anume, nu încerca să ieși afară, nu te duce pe balcon, nu folosi liftul.
adăpostește-te sub o masă, birou, lângă o piesă solidă de mobilier sau sub tocul unei uși fără geamuri, iar dacă ești pe hol, așează-te în poziție ghemuit, lângă un perete interior și protejează-ți mai ales capul și fața. Îndepărtează-te de ferestre, geamuri, oglinzi, biblioteci, mobilier înalt, aparate de iluminat. Dacă ești în scaun cu rotile, blochează rotilele și protejează-ți capul și ceafa. Dacă ești în lift, apasă butonul de urgență, iar când liftul se oprește, ieși cât mai repede dacă este posibil și adăpostește-te într-un loc sigur. Atenție la scări! Dacă ești într-un loc public, un magazin de exemplu, stai cât mai departe de ferestre ori de raioanele de obiecte grele plasate mai sus de un metru. Dacă ești surprins în exteriorul unei clădiri, stai departe de ferestre, clădiri, balcoane, poduri, cabluri electrice sau stâlpi și încearcă să stai la cel puțin 10 metri de cablurile electrice rupte sau căzute. Dacă ești surprins într-un autovehicul, rămâi în interior, oprește într-un loc sigur, fără a bloca drumul, mai departe de clădiri, poduri, stâlpi. După cutremur, nu ieși din vehicul dacă au căzut în jur cabluri electrice. Așteaptă forțele de intervenție. Dacă ești surprins pe munte, fii atent în jur și caută un loc sigur, departe de pantele instabile, deoarece sunt posibile căderi de pietre, copaci ori alunecări de teren. Iată așadar, doamnelor și domnilor, câteva sfaturi uzuale, practice, la îndemâna oricui, pe care domnul major Lucian Jacodi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sălaj, vi le-a transmis. Așa cum am arătat și anterior, și Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a pregătit un material educațional în acest sens. Haideți să-l urmărim împreună. În vederea pregătirii pentru un cutremur, luați următoarele măsuri. Fixați mobilierul care se poate deplasa în timpul unei mișcări seismice de un perete sau alt element de construcție solid. Amplasați obiectele grele care vă pot răni în partea de jos a încăperilor. Stabiliți cu membrii familiei un plan de protecție în caz de cutremur. Asigurați-vă o minimă rezervă de urgență formată din apă, alimente neperisabile, lanternă, aparat radio portabil, acumulatori și medicamente de bază. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Dacă vă aflați în locuință și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub tocul ușii, sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, pereții exteriori sau obiecte care pot vătăma. Închideți sursele de foc. Nu părăsiți locuința, nu fugiți pe scări, nu folosiți liftul. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Dacă vă aflați într-o clădire în spații comerciale și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Protejați-vă sub o grindă sau lângă un perete interior de rezistență. Îndepărtați-vă de ferestre, rafturi cu mărfuri, pereții exteriori sau alte obiecte care pot vătăma. Nu ieșiți și nu fugiți pe scări. Evacuarea din clădire se realizează coordonat după terminarea cutremurului și verificarea căilor de evacuare. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Dacă vă aflați în apropierea unei clădiri și se declanșează un cutremur, păstrați-vă calmul. Pe cât este posibil, îndepărtați-vă de clădiri, stâlpi și cablurile de electricitate, copaci sau alte obiecte care pot vătăma. O campanie a Ministerului Afacerilor Interne. Revenind în studio, domnule major Lucian Jacodi, spuneți-ne, vă rog, care sunt măsurile pe care le putem lua după producerea unui eveniment. Știm cu toții că cel mai aproape de producerea unui eveniment, dacă ni se întâmplă, suntem noi. Iar până la venirea salvatorilor, în cazul în care putem, avem posibilitatea să facem acest lucru, este important să acționăm, pentru că nu-i așa, uneori secundele sunt vitale. Așadar, domnule major Lucian Jacodi, ce ar trebui să facem după producerea unui asemenea eveniment? În primul și în primul rând, încearcă să rămâi calm, liniștește persoanele speriate și copiii. Verifică dacă ești rănit, vezi și persoanele din jur. Dacă există răniți în jur, acordă primul ajutor, dar dacă știi cum. Dacă ești blocat sub dărâmături sau în incinte, la anumite intervale de timp, dacă este posibil, lovește cu un obiect tare în partea cea mai compactă a locului în care ești blocat,
pentru a transmite semnale ce pot fi identificate și localizate de aparatura specială de căutare-salvare. Nu vorbi la telefon mult timp, rețelele probabil vor fi afectate, sună doar pentru a semnala o urgență sau anunță scurt pe cineva despre tine. Dacă te afli în situația în care poți opta, poartă încălțăminte și haine rezistente pentru a evita să fii rănit de bucățile căzute, în special cele de sticlă. Verifică starea instalației de gaz, doar cu emulsie de apă și săpun. Dacă sunt sau simți emisii de gaz, deschide fereastra, apoi închide robinetul de gaz și îndepărtează sursele de foc. Dacă alimentarea cu apă funcționează, umple cada și alte recipiente pentru o rezervă care s-ar putea să fie utilă. Verifică dacă locuința a suferit pagube majore, mai ales pereți, tavan, podea, căi de accese sau evacuare. Dacă trebuie să părăsești locuința pentru că nu mai este sigură, ai grijă la scări sau lift, posibil să fie afectată rezistența acestora, și nu uita rucsacul de urgență. Dacă nu mai poți ieși din locuință și ai nevoie de ajutor, semnalizează cu orice sau scrie cu litere foarte mari la ferestre ajutor sau SOS. De asemenea, verifică, ascultă instrucțiunile autorităților prin radio, TV, internet, aplicații mobile. Nu folosi mașina decât în situații extreme. Căile de circulație trebuie lăsate libere pentru mașinile de intervenție. În unitățile de învățământ preșcolar, primar și gimnazial, profesorii îndrumă copiii și asigură protecția acestora până la sosirea unui adult din familie. Iată așadar, doamnelor și domnilor, câteva sfaturi uzuale de care să ținem cont și pe care să încercăm să ni le amintim dacă am trecut printr-un cutremur, dacă un seism s-a produs în zona în care noi trăim. În România avem funcțional sistemul RoAlert. Spuneți-ne, vă rog, domnule Major Lucian Jacodi, sistemul RoAlert ne va anunța înainte de cutremur? Foarte important. În cazul seismelor, sistemul RoAlert nu va difuza notificări anterior declanșării acestora. Ulterior producerii cutremurului, în cazul în care acesta generează consecințe grave, vor putea fi difuzate mesaje de avertizare a populației cu măsuri de protecție adecvate, de exemplu, unde sunt punctele de distribuție a ajutoarelor de urgență. Informații suplimentare pot fi găsite la adresa roalert/întrebări frecvente. Mai multe informații despre modul de comportare în cazul producerii unor situații de urgență, inclusiv seism, pot fi obținute prin accesarea Platformei Naționale de Pregătire în Situații de Urgență fipregătit.ro și aplicația de mobil DSU, care poate fi descărcată gratuit prin Apple Store și Google Play. Iată așadar, doamnelor și domnilor, sistemul RoAlert nu ne va avertiza înainte de producerea unui seism, însă în cazul în care acest lucru se va întâmpla, imediat după producerea acestuia veți primi mesaje care să vă indice unde puteți obține cel mai repede ajutor și unde trebuie să anunțați dacă lucrurile în zona dumneavoastră nu sunt într-o stare prea bună. Doamnelor și domnilor, îi mulțumim domnului Major Lucian Jacodi, purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Sălaci, pentru informațiile pe care ni le-a furnizat și sperăm să nu fie necesar să ajungem într-o asemenea situație, mai ales că zona noastră în care locuim nu este o zonă cu un risc seismic ridicat. Mulțumim așadar, domnule Major Lucian Jacodi, pentru informațiile pe care ni le-ați adus. Și eu vă mulțumesc. La revedere!